Hei, salut! Eu sunt Mirel și dacă ești pentru prima oară pe canalul meu, bine ai venit! Dacă nu, tot bine ai venit! Despre ce vreau să vorbesc astăzi este că sunt antreprenor de când mă știu. Și asta vine cu foarte multe avantaje, vine și cu multe dezavantaje, dar astăzi vreau să mă focusez pe jumătatea plină a paharului și să vorbesc despre care sunt avantajele de a fi antreprenor. Ideea că astăzi e o zi foarte, foarte plină. Am de dimineață 2 shooting-uri, după care am 3 întâlniri cu clienți / potențial clienți, deci o să fie o zi plină. Dar mai întâi voiam să vă dau un sfat în cazul în care v-ați construit o rutină de dimineață și intervine ceva de făcut dimineață, cum a intervenit de exemplu la mine astăzi primul shooting, e să nu amânați sau să nu dați cu piciorul la rutina de dimineață, pur și simplu să vă treziți mai repede cu cât timp aveți nevoie ca să o faceți. Pentru că în modul ăsta te asiguri că îți începi ziua foarte bine și că îți respecti rutina pe care ai construit-o. În cazul în care nu ai o rutină de dimineață și ai vrea să-ți construiești una și ești curios ce rutina mea de dimineață, scrie-mi în comentarii. Poate o să fac un videoclip și despre asta. Primul avantaj pe care vreau să vi-l zic, deși încă n-am plecat la treabă, dar pot să vi-l arăt de aici din casă, pentru că oarecum și YouTube-ul este antreprenoriat, să zicem așa, este că te poți îmbrăca cum vrei tu. De exemplu, la mine, chiar dacă mă întâlnesc cu clienți care sunt mai corporate, întotdeauna îmi place să stay true to myself și nu mă îmbrac în cămașă sau costum, mă îmbrac într-un tricou și pantaloni, blugi, whatever. Să fiu autentic 100%. Nu încerc să mă prefac, să vin în costum, să whatever, pentru că nu o să mă vad așa pe toată durata colaborării noastre și de ce să-i vând povești de la început. Deci, acum sunt îmbrăcat așa în tricou, în pantaloni, dar port Crocs. Asta nu înseamnă că nu poți să decizi să te îmbraci la costum sau elegant chiar dacă nu-ți place. Ideea e că decizia e la tine, ceea ce e foarte tare. Yay, ce mă bucur că plouă atât de tare afară. Ideea că acum e și 30, până acolo ar trebui să am un 10 minute car drive. Deci îmi place să fiu întotdeauna minim cu 10 minute înainte, pentru că să fii la timp înseamnă să întârzi. Hei, hei, citate motivaționale. E ora 2, eu am terminat cele 2 shooting-uri pe care le aveam de filmat și acum trebuie să iau o pauză foarte scurtă pentru că simt că mor dacă nu mă duc să mănânc și să merg să mănânc ceva. Hai cu mine la mâncare! E ora 6 și un sfert, am terminat 2 întâlniri cu 2 dintre clienți, 2 shooting-uri și acum merg spre a 3-a întâlnire cu al 3-lea client de azi, după care fug la birou pentru că mai am o întâlnire cu un client neprevăzută care o să fie pe Zoom. Yay! Lumina asta de la birou pâlpâie, dar e ora 9:40 și eu tocmai am terminat toate întâlnirile fizice pe care le avem de azi. Și urmează încă una pe Zoom la ora 10, după care am terminat ziua de muncă. Între timp, totuși, mai vreau să vă dau un avantaj pentru care trebuie să devii antreprenor sau e bine să fii antreprenor, și anume că poți să-ți faci programul cum vrei tu. Spre exemplu, eu luni am lucrat așa și așa, în schimb, marți am tras tare toată ziua de dimineață până seara, după cum puteți vedea, și mâine sunt liber, pentru că îmi fac programul așa cum simt eu. Am venit acasă pentru că aici nu mai pâlpâie becurile și pot să vorbesc cu voi fără să mă concentrez pe ecranul la care pâlpâie. Al treilea motiv pentru care cred eu că e super tare să devii antreprenor
e că afacerea ta depinde 100% de tine. Tu ești omul care poate să dezvolte afacerea și de tine depinde. E ca un bebeluș, trebuie să ai grijă de el și să-i dai ceea ce are nevoie ca să crească. A patra chestie, poți să creezi ce reguli vrei tu. Nu doar pentru tine, cât și pentru angajații tăi. Dacă vrei ca toată lumea să poarte tricouri MOV, bă, poate să poarte toată lumea tricouri MOV, pentru că asta e regula în firma ta, care e o chestie foarte tare. Nu știu cât de folos e totuși să poarte toată lumea tricouri MOV, dar dacă asta vrei tu să faci la tine în firmă, fă-o! După cum poți vedea, toate astea patru avantaje se învârt oarecum în al cincilea, care e cel mai mare și le cuprinde pe toate, adică ești propriul tău șef. Tu iei deciziile, tu le pui în aplicare și faci cum te taie capul. Care e un lucru foarte tare, pentru că nu trebuie să aștepți după nimeni să faci lucrurile să se întâmple și o faci pe proprii termeni. Acum că m-a zis care sunt părțile astea bune, mâine o să fac și un videoclip care sunt dezavantajele de a fi antreprenor. Sincer să fiu, nu e o meserie pentru toată lumea, dar eu simt că mie mi se potrivește exact ca o mănușă, pentru că iubesc să fiu propriu șef, iubesc să vin constant cu idei noi, iubesc să pun în aplicare lucruri, să managerez oameni și să fac lucruri de genul. Deci singurul job în care aș putea să fac asta, cred eu, e să fiu antreprenor. Pentru mine e foarte important să fiu liber, asta mi-o oferă mie fericire, să pot să fac ce vreau, când vreau, cum consider eu mai bine. Și asta cred eu că face un antreprenor. Face lucrurile his own way. Face lucrurile să se întâmple. Da, e epuizant, da, de multe ori e nașpa, dar despre asta o să vă povestesc mâine. Mersi super mega extra mult că te-ai uitat, pentru mine înseamnă enorm. Nu uita, te rog, să-mi dai un like, un share, un subscribe și să-mi scrii în secțiunea comentarii ce fel de videoclipuri ai mai vrea să vezi de la mine. De asemenea, dacă mai ai întrebări despre antreprenoriat, sunt mai mult decât bucuros să-ți răspund, deci scrie-mi acolo. Mersi că te-ai uitat, chiar înseamnă mult. Nu mai pot să zic de mai multe ori pentru că o să mă acuzați că mă repet, dar mersi. 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 Pa! Da, eu știu că am zis că ne vedem mâine, dar am uitat să vă zic că e foarte mișto să fii antreprenor pentru că ai oportunitatea să cunoști oameni absolut senzaționali. Oameni cărora ar vrea să ne mulțumesc că au avut încredere în mine, în orice mod am colaborat până acum sau în firma Odaia cu Marketing. Încă o dată mă înclin în fața voastră și vă mulțumesc pentru susținere, încredere și pentru parteneriat. Acum chiar vă las. Pa!